Lăudați să fie Iisus Hristos! Într-o lună noiembrie, cu câțiva ani în urmă, mă întorceam cu o mașină de la Bute spre Iași. Era o zi sau o săptămână ploioasă, o ploaie de aceea măruntă care nu se mai termina. Și eram și urât la picioare, mașinile stropeau toate, stânga și dreapta, eram oarecum necăjit. La ocazie am luat un bătrân din Butea și i-am spus, uite ce greu e când plouă așa mărunt și mult. La care bătrânul s-a uitat la mine și a zis, dragă părinte, asta e mană cerească, asta e ploaia care face bine pământului, asta intră și vom avea la vară grâu bun. Mi-am făcut mea culpa pentru că n-am știut să apreciez poate acea apă pe care Dumnezeu o dădea câmpurilor noastre. Și de atunci am zis, trebuie să apreciem altfel valoarea apei. Ei bine, știți că ieri a fost ziua mondială a apei, iar astăzi, ca un făcut și o potrivire minunată, Iisus Hristos însuși se folosește de apă pentru a ne dezvălui câteva realități importante. Împăcarea cu o națiune străină, potolirea setei sufletești și un loc al dialogului, fântâna, dar și o descoperire a bunătății și iubirii sale. Mai concret, suntem în Samaria. O să întrebați unde e Samaria. Samaria este tot în Israel, dar nu face parte concret religios din Israel. Pentru că în urmă cu 2500 de ani, două triburi din cele 12 s-au rupt de celelalte 10 și au format în mijlocul statului, în mijlocul Israelului de astăzi, o regiune specială, Samaria. Sunt tot evrei, dacă observați, la rădăcină, numai că de 2500 de ani, aceste două grupuri, iudeii și samaritenii, nu-și vorbesc. N-au nimic în comun. Mai întâi de toate, locul de rugăciune diferă, așa cum ați văzut din Evanghelie. Iudeii se roagă la Ierusalim, samaritenii se roagă pe muntele Garizim. Muntele Garizim se află chiar în apropierea acestei fântâni a lui Iacob. Și ca să vedeți de ce au ales acest munte, nu știu dacă e ușor de ținut minte, Garizim, au ales cam așa. Dacă se măsoară distanța pe lățime a Israelului de la Marea Mediterană până la Iordan, este exact mijloc. Dacă se măsoară de sus, de la muntele Hermon, partea nordică a Israelului și până la Berșeva, iarăși este mijlocul. Deci este geografic punctul central al Țării Sfinte. Și aici se spune că pe muntele acesta al samaritenilor, de fapt, ar fi urcat și Abraham pentru a-și sacrifica fiul pe Isaac, care a fost salvat în mod special. Fântâna lui Iacob se află în Samaria și spuneam că de mulți ani, de 2500 de ani, ei nu-și vorbesc. Dacă vă amintiți de parabola cu samariteanul milostiv, Iisus Hristos scoate tocmai asta în evidență. Deși sunt dușmani între ei, acel om cu inimă, samariteanul, l-a salvat pe cel căzut la necaz. Astăzi, iarăși, vedem că Iisus Hristos parcă vrea să dispară această dușmănie, această ruptură dintre iudei și samariteni și se oprește acolo, în Samaria. Stă de vorbă cu o samariteancă, iarăși foarte curios. Ce înseamnă lucrul acesta? Pentru Iisus nu contează nația, nu contează cetățenia, nu contează apartenența religioasă, ci contează inima. Tocmai de aceea, iată-l în Samaria. Și să mai fac încă o mică paranteză, samaritenii sunt un popor care astăzi continuă, este singurul popor oriental care încă mai au jertfe de animale pe adevăratele, adică sacrifică oile de Paști. Iar ei nu se amestecă, se spune cel puțin, cu nicio altă nație. Sunt cea mai izolată nație de pe fața Pământului.
și mi-amintesc, nu mai știu, trebuia să mă uit, dar nu m-am uitat astăzi, există un site pe internet unde se spune în fiecare zi câți samariteni mai sunt. Sau la intrarea în orașul lor, în orașul Sichem sau Shem, scrie la intrare câți samariteni sunt. Dacă moare cineva, scade unul, dacă se naște, pune unul. Și totdeauna este ajornamentată cifra sau numărul populației. În 2002, mi-amintesc că erau 625 de persoane. Să revenim la Evanghelie, care este foarte bogată, și mă gândeam că dacă cineva ar vrea să facă un film cu Evanghelia de azi, are și unul extraordinar de frumos, dar mai ales un film care ar fi foarte religios și foarte educativ. Iisus și femeia. De mirare, nu? De mirare pentru că ea este de nație străină și iată-l, el stă de vorbă la fântână. La fântână, pentru că, dumneavoastră, nu știu, aici noi ne-am obișnuit cu fântâni, mai ales cred că majoritatea venim de la țară, știm ce e fântâna, are rolul ei, are frumusețea ei, are importanța ei, are istoria ei, orice fântână. La noi, la Butea, de exemplu, se numește fântâna Cutare sau fântâna lui Cutare. Ei bine, în privința aceasta, la noi sunt foarte dese. Ori, în Țara Sfântă, în pustiul acela, în Samaria mai ales, fântânile poți să le numeri pe degete. Tocmai de aceea venea lumea de la distanță la apă. Și în Orient, pe de altă parte, trebuie să vă spun că fântâna era un loc, cum să zic, un fel de piață publică, pentru că aici oamenii veneau de departe și se întâlneau. Aici se puneau la punct problemele politice, aici se puneau la punct problemele economice, războaiele, știrile. Era un fel de întâlnire publică. Până îți venea rândul ca să ajungi la apă, aveai timp să discuți de toate. Cam așa se explică și de ce Iisus îi cere acelei femei apă. Mai întâi Iisus n-avea cu ce scoate. Fântâna, eu am văzut-o de două ori, foarte adâncă, are vreo 30 de metri. Și în al doilea rând, poate trebuie să aștepte la rând și cere acelei femei care tocmai scosese să-i dea apă. Și aici intervine curiozitatea. A cere de la o femeie însemna să te umilești și voi reveni asupra. De la un străin și mai mult. Ori Iisus, am spus, calcă peste toate, în sensul bun al cuvântului, vrea să spargă aceste mituri, aceste istorii tragice. Vrea să spargă, dacă vreți, aceste limite și garduri dintre oameni și vrea să intre în dialog propriu-zis. De aceea fântâna din Sichem sau fântâna lui Iacob este cunoscută ca fântâna dialogului. Astăzi fântâna se află în sub altarul unei biserici ortodoxe. Și iată-l pe Iisus intră în dialog, un dialog despre samariteni, despre păcatele femeii, despre forma de rugăciune, despre forma lui Dumnezeu și așa mai departe. Eu subliniez doar două aspecte. Mai întâi de toate, Iisus vorbește despre păcatele femeii. Vedeți, totdeauna când cineva spune un adevăr care n-are de unde să-l cunoască, te surprinde. Ei bine, în cazul acesta, Iisus nu este un ghicitor sau cititor în gânduri. Îl descoperim ca Dumnezeu care cunoaște străfundurile sufletului nostru. Noi am învățat la catehism. Dumnezeu cunoaște absolut toate, chiar și gândurile noastre cele mai ascunse. Din faptul că Iisus vede în sufletul acelei femei, e semn că e Dumnezeu. Este o revelație că este Fiul lui Dumnezeu. Și îi spune femeii acelea, cheamă-l pe bărbatul tău, n-am bărbat, da, n-ai, cinci ai avut, niciunul n-a fost al tău și nici cel pe care l-ai acum. Iisus Hristos descoperă de fapt, nu păcatele, descoperă o durere a femeii. O femeie care a avut cinci bărbați, o femeie care este a nimănui, o femeie abătută, o femeie care trebuie să care apă, nu este o femeie tare fericită. Dar fac o paranteză mai departe și ca să înțelegeți de ce acea femeie era total nefericită, am să vă spun puțin istoria lui Ozea. Istoria lui Ozea este așa, el era un profet, un om tare bun, dar avea o femeie care tot timpul pleca de acasă, avea patru copii și tot timpul pleca cu alți bărbați.
Dar el continua să o iubească mai departe. Și această femeie tot mergea, tot părăsea casa. Și într-o zi, o zi, îi spune, zice, hai să mergem amândoi în pustiu și acolo să fim cu adevărat soț și soție, să nu mai fiu eu patronul tău și tu slujitoarea mea. Ați dedus, bănuiesc, mentalitatea ebraică veche. Așa era. Soțul era patron, nu știu, cred că mai moștenește azi unii bărbați această mentalitate, iar soția era o servitoare. Acea femeie a lui Ozea mărturisește până la urmă, zice, abia acum mă simt fericită. Când tu ai început să mă iubești cu adevărat. Cam așa este și cu această femeie din Samaria. O femeie a nimănui. O femeie, ne-am spune, stricată. O femeie care trebuie ucisă cu pietre. Ori iată că Iisus o reabilitează. Și de aceea este momentul în care Iisus Hristos, când ea recunoaște păcatul ei, el nu-l neagă, ați văzut? Îl recunoaște și Iisus îi spune, din acest moment, tu ești altcineva. Și din acel moment, foarte interesant, femeia aceea va deveni misionară. Eu mă gândeam la început așa, sau bănuiam că acea femeie ar fi trebuit să fugă și să-i fie rușine de păcatul ei, merge, se închide în ea și pleacă. Dar nu, această femeie cu o deschidere, eu apreciez foarte mult acest lucru, cu o deschidere către adevăr, va pleca de acolo, poate și iertată, dar va pleca cu siguranță, cu gura deschisă, să spună la toată lumea, haideți să-L vedeți pe Cel care mi-a spus ce am făcut. Deci ea merge și îi spune, l-am găsit pe acela care mi-a spus tot ce am făcut. Și a adus oameni. A adus oameni la Iisus. E interesant. Nu s-a rușinat de situația ei, ci dimpotrivă s-a bucurat parcă că a fost eliberată. Femeia aceasta samariteancă, nu știu cum ați analizat-o dumneavoastră, cum ați, eu știu, gândit-o, cum ați judecat-o, dar ea se schimbă la întâlnirea cu Iisus. Asta e foarte important. În al doilea rând, și cu aceasta închei, este vorba despre aspectul de iertare al lui Iisus. Iisus nu o condamnă, păcătoasă, pleacă acasă, doar i-a spus ce a făcut. Dar din acel moment îi ține un discurs teologic. Știi, noi ne-am rugat la Ierusalim, voi vă rugați pe Garizim, dar de acum încolo e altfel. Îl gândim pe Dumnezeu spiritual. Putem să ne rugăm lui Dumnezeu oriunde. Dumnezeu tot e acolo. Îl vom întâlni pe Dumnezeu peste tot. Și femeia aceasta parcă primește, ca o sugativă, primește tot ce aude de la Iisus. De aceea fântâna lui Iacob nu este fântâna judecății, este fântâna iertării, este fântâna dialogului, este fântâna deschiderii către Dumnezeu. Și aș încheia, sigur, cu faptul că la această fântână îl vedem pe Iisus care iartă. Se spune că într-o dieceză din Italia se spunea despre o femeie care are viziuni. Nu prea o credea lumea, dar ea vorbea frumos despre viziunile sale. A fost chemată de o comisie la episcopie să vadă ce gândește, au văzut că nu-i nici bolnavă, nu-i nici sărită de pe fix, nici nu aiurește, ci chiar vorbește frumos acea femeie. Și o cheamă și episcopul și spune, zice, tu chiar așa gândești sau sunt fantezii ale tale pe care le ai în timpul nopții? La care îi spune, așa îmi vorbește mie Dumnezeu. Episcopul o pune la încercare și zice, uite, dacă tu ai discuții cu Dumnezeu, când o să-ți mai apară, să-L întrebi așa, ia spune-mi și mie păcatele episcopului. Gata, zice, și femeia aceea merge acasă și peste câteva zile se întoarce. Episcopul curios, mă, nu? Oare ce păcate i-o fi spus? Și din nou întreabă, ei, te-ai mai întâlnit cu Dumnezeu? Ți-a mai vorbit Dumnezeu? Da, zice, și ți-a spus păcatele mele? La care femeia spune cam așa, când l-am întrebat pe Dumnezeu despre păcatele dumneavoastră, mi-a spus, zice, spune episcopului tău că Dumnezeu nu este o memorie, ci este iubire, care iartă totul. Și episcopul s-a bucurat de răspuns, bănuiesc, și pe de altă parte, acea femeie, sigur, după aceea a început să scrie
viziunile sale, memoriile sale, dar nu asta era important. Fapt este că astăzi, ca și în cazul acelei femei italiene, ca și la fântâna din Sichem, la fântâna lui Iacob, îl vedem pe Iisus care iartă. Suntem în postul mare, l-am văzut pe Iisus ispitit, l-am văzut pe Iisus pe Tabor strălucind, azi îl vedem iertând, iertând pe toți. De aceea noi ne îndreptăm spre Sfintele Paști cu această bucurie și pe mine, cu siguranță, Iisus care este iubire, care a iertat-o pe femeia samariteancă, cu siguranță mă va ierta și pe mine, ca așa să pot ajunge cu inimă frumoasă, luminoasă, deschisă de Sfintele Paști. Lăudați să fie Iisus Hristos!